Copiii mai au de așteptat până la dublarea locațiilor. Chiar dacă de anul trecut promisiunile se țin lanț, nici luna august nu vine cu bucurii. Premierul României, Ludovic Orban, anunță o posibilă creștere etapizată a acestora. Alocațiile copiilor ar putea crește în prima fază cu 15-20%. De anul trecut legea arată că alocațiile trebuie dublate, adică să ajungă aproape 300 de lei. După ce de la 1 iunie de ziua copilului termenul a fost amânat pentru 1 august, acum guvernul spune că se gândește la o creștere etapizată. Chiar dacă de anul trecut promisiunile se țin lanț în ceea ce privește dublarea alocațiilor, nici luna august nu vine cu bucurii. Premierul României a anunțat o posibilă creștere etapizată a acestora cu 15-20%. Dacă toate acestea se vor concretiza, oferind un real ajutor multor familii din România, rămâne de văzut. În aceste condiții, autoritățile guvernamentale trebuie să modifice iar legea și să aflăm cuantumul noi alocații măcar până la finalul săptămânii. Creșterea inițială ar urma să fie undeva la 15-20%, însă totul depinde de prognoza economică din următoarea perioadă, a anunțat premierul României. Sperăm că o să fie bine și ce au promis să se țină de cuvânt și ar fi un beneficiu pentru copii, bineînțeles, ca ca să poată să fie mai bine, mai ales pentru copiii care merg la grădiniță, de ce nu? Analiștii spun că pentru a majora locațiile, așa cum premierul a anunțat la începutul săptămânii, România ar trebui să renunțe la investiții, să majoreze impozite sau să umble la salariile bugetarilor, ceea ce nu își permite cu siguranță în această perioadă.